Descoperire macabră făcută de un poștaș din Vaslui. În timp ce era de serviciu, bărbatul a dat peste mai multe persoane decedate chiar în propria lor casă. Poștașul se deplasase la adresa respectivă pentru a-l pensia uneia dintre victime. Incidentul tragic a avut loc în localitatea Ștefan cel Mare din județul Vaslui. Victimele erau două femei, una în vârstă de 82 de ani, pentru care poștașul se și ducea la acea locație. El voia să-i dea pensia fiicei bătrânei în vârstă de 55 de ani. Însă, într-o cameră alăturată, poștașul a descoperit și cadavrul unui tânăr în vârstă de 29 de ani, care era nepotul posesoarei pensiei. Cu toții prezentau multiple afecțiuni medicale. Cu toate acestea nu au fost identificate urme vizibile de violență și nici urme de forțare la nivelul sistemelor de închidere a ușilor sau urme de răvășire în locuință. Autoritățile suspectează că ar fi vorba de intoxicare cu monoxid de carbon. Cercetările continuă fiind demarată o anchetă pentru a stabili cauzele decesului și pentru a se confirma dacă intoxicația cu monoxid de carbon este într adevăr cauza principală. De asemenea vor fi efectuate autopsii.